Salut! Poate că vă întrebați de ce am tăcut sau de ce n-am spus din primele secunde ceva. Știți, în viață de cele mai multe ori vin perioade în care îți pui întrebări ceva de genul: la ce sunt buni prietenii? La ce sunt buni acei oameni care îi considerăm prieteni în momentul în care decidem de comun acord să ne împărtășim gânduri, momente bune, momente fericite, momente rele? De ce de fiecare dată spunem sau folosim în expresiile noastre: tu ești cel mai bun prieten al meu și mă bucur că ești prietenul meu? Lăsăm asta deoparte și o să încerc să vă dau și câteva explicații pentru care poate vă întrebați de ce am hotărât ca în această seară, prin ceasul 8:18 minute, în ziua de mai puțin, în ziua de miercuri, miercuri seara, poate vă întrebați de ce toate aceste lucruri. Nu cred că a trecut 10-15 minute, moment în care intru pe Facebook și spre surprinderea mea văd la unul din prietenii mei din copilărie, pe nume Munteanu Dumitru, că face scrie la starea lui de pe canalul Facebook următoarele rânduri: sunt foarte supărat, nu am niciun venit financiar asigurat, mă tot lupt cu viața asta așa de parșivă, întrucât în fiecare zi realizez că nu am luat nimic, nu am câștigat nimic și obosit nu fac decât să cred că Dumnezeu e o iluzie. Ajutor! Unde este Dumnezeu? Sunt foarte convins că dacă dumneavoastră ați vedea un astfel de coment, cu siguranță v-ați turbura și v-ați întreba de ce, cine, de ce s-a ajuns până aici. Omul ăsta clar nu este bine, are nevoie de ajutor. E foarte trist. E foarte trist pentru că te gândești: ce poți să faci în aceste momente? Cu ce ai putea să ajuți? Cu ce ai putea să fii de folos? Haideți să vă spun o chestie. Eu cu acest tip mă cunosc din copilărie. Am crescut împreună la casa de copii și am făcut multe lucruri împreună. Am trecut prin multe. Am învățat multe lucruri împreună. Pot recunoaște aici direct că datorită lui astăzi pot să citesc, pot să intru pe internet și să deschid o pagină, pot să socializez, pot să vorbesc cu dumneavoastră, pot să fac un astfel de interviu, cum bine îl vedeți, pot să fac multe. Datorită lui am făcut multe. Se întâmplă ca de cele mai multe ori în viața asta recunoștința să apară tocmai după deces. Decesul acelui persoane care credeți și știți că a făcut destul de multe pentru dumneavoastră. Da, e posibil acest lucru. Din păcate, da, e posibil acest lucru.
Și trist este că de-abia atunci realizăm sau ne dăm seama că acea persoană care s-a dus a făcut foarte multe lucruri bune pentru cei din jurul lui, cât și pentru tine, cât și pentru cel care recunoaște și declară că într-adevăr a fost un om bun. E bine, eu nu vreau să fac asta. Am hotărât că să fac public acest lucru. Mitică, cum bine poate o majoritate a prietenilor mei, cât și ei lui, îl cunoașteți cu acest nume, a fost și va rămâne. Și va fi, multă vreme de aici încolo, un om bun, un prieten bun, în care poți să spui nădejdea, în care poți să crezi că el este omul potrivit căruia să-i spui ceea ce ai pe suflet, căruia să te deschizi și căruia să îi ceri un sfat atunci când ai nevoie. Credeți-mă, eu am făcut asta de fiecare dată și de fiecare dată el a avut grijă să-mi dea sfaturile potrivite și plăcute și corecte. El a fost persoana care, când a simțit, m-a mustrat, când a crezut că e de cuvință să o facă, a făcut-o. Acum, el trece printr-o situație destul de nașpă, dificil. Am încercat să-i dau o replică la comentul care l-a făcut, la starea care a scris-o pe peretele lui. Sună cam așa. E chiar la mine în cameră și te așteaptă cu o porție mare de cartofi prăjiți și un ciolan special gătit pentru tine. Acum totul depinde de tine dacă vrei să te... dacă vrei să le mănânci. Iar el îmi răspunde ceva de genul: nu suntem pe aceeași undă. Poate că într-adevăr nu sunt pe unda lui. Poate. Dar știu ce simte. Poate că nu sunt pe unda lui pentru că așa crede el. Dar de fapt am intervenit cu astfel de comment să-i schimb starea asta care deja o are. Descurajarea prin care trece și eram bine eu. Eram bine. Avem mâncare, avem suc, am tot, copilul mi-e mâncat, mi-e spălat, este tot ok. Dar v-am spus, până când am văzut acest lucru. Și automat starea mea aceea de bine s-a schimbat. Consider că prietenii, când spun prieten, când folosești cuvântul prieten, eu zic că nu te gândești doar la un om care doar să primești din partea lui ceva. Sau el să fie doar alături de tine în momente grele. Consider că prieten este, când spui prieten, este un lucru foarte important din viața unui om. Și acela e că atunci când vezi că trece prin greutăți sau este dezamăgit de ceea ce îi se întâmplă în viața de zi cu zi, important este să te alături. Partea cea nașpa este că nu se știe dacă, într-adevăr, el și vrea. În cazul lui am primit un refuz. Nu e nicio problemă, o să-și revină el. Și o să vină să-mi explice ce s-a întâmplat. Cert este că am făcut acest reportaj nu doar neapărat ca voi să vedeți asta, și pentru el. Să arăt că-mi pasă.
și că chiar îi aduc recunoștință pentru tot ceea ce a făcut el. Apropo de recunoștință, acum câteva seri am avut o discuție cu un alt prieten al nostru care mi-a spus că ar trebui să-i aduc recunoștință. Eu i-am spus că sunt recunoscător, numai că posibil să nu mă fi luat în seamă. Posibil să nu mă fi luat în seamă nici în momentul de față, chiar dacă va vedea această filmare. Dar Dumnezeu este deasupra capului meu și știu că mint când spun adevărul și știe tot. Dragii mei prieteni, cel mai important lucru și un ultim lucru pe care vreau să vi-l spun și o să închid subiectul ăsta, este să aduceți recunoștință prietenilor voștri, nu doar că ei nu mai sunt. Și să o faceți acum cât sunt ei în viață. Pentru că au nevoie de cele mai multe ori. Simt nevoia ca cineva să vină să le spună aceste vorbe. Mulțumesc că mi-ești prieten. Mulțumesc că existi. Mulțumesc că datorită ție am putut să trec peste momente grele. Asta încerc să vă spun. Încercați. Încercați să vă gândiți la aceste lucruri. Și dați importanță. Spuneți prietenului vostru că vă pasă. Că îi sunteți alături. Că atunci când are nevoie să îndrăznească. Să vă ceară ajutorul și să nu se îndoiască de ce veți putea face pentru el. De recunoștința pe care el vă aduce sau va trebui să o aducă. Vă las cu bine și vă doresc o seară frumoasă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi, pe voi și toți cei ce veți asculta această înregistrare.